Eu am darul de învățător și în această dimineață am să-l exersez din plin, pentru că vreau să vă vorbesc despre învățătura creștină despre botez. Vom porni din textul, să zicem, clasic, de când biserica a început, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Am înțeles că și sunteți cu toată biserica în această carte. Și de aceea, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37, vom citi până la 47. Ne mai ridicăm o dată în picioare, în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Suntem după predica Apostolului Pavel, după momentul nașterii bisericii prin coborârea Duhului Sfânt, și iată ce citim. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: salvați-vă, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Domnul să ne vorbească prin acest cuvânt sfânt inimii și minții noastre. Amin. Vă rog să ocupați locul. După predica Apostolului Petru, cei care au fost cercetați în inima lor n-au știut ce să facă. Și au cerut sfatul apostolilor. Și apostolii, pentru prima dată, și ei, în exercițiu, în poziția de apostoli, urmași, trimiși ai lui Iisus Hristos, pentru că asta înseamnă apostol trimis, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, le-au spus celor care au fost cercetați în inima lor: trebuie să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu, să fie niște semne ale întoarcerii voastre la Dumnezeu și apoi să vă botezați. Și vor veni și binecuvântările. Ei ascultă de apostoli și într-o singură zi se botează 3.000 de suflete. Deci asta se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu pătrunde în inima unui om pentru prima dată. Trebuie să știți că aici în Oradea, în anii 70, a avut loc o trezire spirituală autentică. La Biserica Emanuel, atunci se numea altfel, Biserica numărul 2, de pe strada Simeon Bărnuțiu, a venit un păstor pe nume Liviu Olah, care a schimbat cu totul fața duhovnicească a bisericii. A început să predice evanghelistic, să cheme oamenii la pocăință, a chemat pocăiții la pocăință întâi. Așa a încurajat legăminte noi, cum ar fi legământul abstinenței la alcool. A chemat biserica la liste de rugăciune. Eu țin minte că eram în liceu și aveam
în Biblia mea o listă cu 10 nume pentru care trebuia să mă rog zilnic spre mântuirea lor. Pe primul pe listă era tatăl meu. Și Dumnezeu m-a ascultat. Toți de pe listă s-au întors la Domnul. A fost o mișcare, o emulație, ceva de aproape de nedeschis, nu se poate explica, dar a fost o realitate. Ei, în anul în care m-am botezat eu, în 1974, atunci aveam 17 ani. În anul acela, în biserica care trăia o trezire locală și nu numai locală, okay. În anul acela au fost 4 botezuri. Am verificat aceasta cu secretarul bisericii de atunci. În luna iunie 1974 s-au botezat 77 de persoane. În luna iulie, peste o lună, când m-am botezat și eu, s-au botezat 75 de persoane. Eu atunci m-am botezat împreună cu sora mea, Mimi. În luna august sau început de septembrie, nu mai țin minte exact, s-au botezat 88 de persoane. Și în luna decembrie acelui an s-au botezat 149 de persoane. Într-un singur an. 4 botezuri în acea biserică. Nu toți, sigur, au devenit membri în acea biserică, dar s-a dat un ton, s-a dat un fel de trend de mișcare. A fost extraordinar. Oamenii erau convinși că dacă Dumnezeu le vorbește și le schimbă viața, trebuie să se boteze. Trebuie să facă acest legământ al botezului public. Și mulți dintre cei care s-au întors la Dumnezeu, s-au botezat, au venit din tradiție ortodoxă, catolică sau chiar reformată. Acolo unde se botează copiii mici. Eu am înțeles că atunci când ajungi mare și trebuie să-ți mărturisești credința, trebuie să o faci public. Nu altul în locul tău, ci tu să te botezi și să-ți mărturisești credința. Aceasta era convingerea. Credincioșii, cei care, candidații care urmau să se boteze, nici nu puneau altfel problema. Bun. Aceasta este o caracteristică a mișcării evanghelice, din care facem parte toți. Mișcarea evanghelică, rețineți că este o mișcare, nu neapărat o denominație, o instituție, este o mișcare a Duhului lui Dumnezeu, dacă vreți, așa cum îmi permit să fac o paralelă, mișcarea penticostală a fost, sau mișcarea carismatică, a fost, sau mișcările de sfințire din secolul XIX, au fost niște mișcări care atrăgeau atenția bisericii că lipsește ceva sau doreau să aducă ceva în plus, cum ar fi viața de sfințire, da? Sau apelul la lucrarea Duhului Sfânt, la darurile duhovnicești. Toate acestea erau mișcări îngăduite de Dumnezeu care doreau să revitalizeze biserica. Și aparținem, deci, toți acestei mișcări evanghelice. Această mișcare evanghelică, se spune că un istoric britanic pe nume David Babington a clasificat poate cel mai bine caracteristicile mișcării evanghelice. 1. Biblismul, adică să crezi că autoritatea finală pentru un evanghelic este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e Sfânta Tradiție, ci Sfânta Scriptură. Asta e sursa noastră de autoritate spirituală și practică pentru biserică, pentru viața personală și pentru familie. Asta e prima caracteristică noastră. Noi, încă o dată, nu disprețuim tradiția, dar nu punem tradiția peste Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este cea care citește, interpretează, selectează ce este bun și în Sfânta Tradiție, dacă vreți. Dar Sfânta Scriptură este
prima autoritate. Aceștia sunt evanghelici. Doi, a doua caracteristică a evanghelicilor este conversionismul sau necesitatea nașterii din nou. Orice creștin evanghelic mărturisește că a existat o schimbare în viața lui, în centrul personalității lui, viața lui s-a convertit, s-a schimbat datorită puterii Duhului Dumnezeu. Noi mărturisim necesitatea acestei convertiri. Veți vedea că cei care vin din tradiția ortodoxă, catolică, episcopală, anglicană sau altele, nu cer neapărat un moment din acesta existențial, să zicem, de schimbare a vieții, pentru că li s-a spus de când erau mici că ei sunt creștini. Atunci, de ce să mai aștepți și să ceri o schimbare când tu ești declarat creștin de la 8 săptămâni, când ești botezat? Ori evanghelicii nu mărturisesc asta. Evanghelicii insistă pe necesitatea unui moment de schimbare sau unei perioade de schimbare în viață care se concretizează apoi în actul botezului. Asta e a doua caracteristică a evanghelicilor. Prima, da, autoritatea Bibliei. Doi, necesitatea convertirii. A treia caracteristică a noastră, spune acest istoric, este crucicentrismul. Adică în centrul vieții creștine este jertfa. Așa cum Hristos și-a dat viața Lui pentru noi, noi am fost chemați sub cruce, dacă vreți, să ne trăim viața. Crucicentrismul înseamnă și să predici Evanghelia. Apropo, pe vechile amvoane, știți ce scria, nu? Noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Aici n-ar încăpea oricum amvonașul acesta. Ați observat că și simbolurile noastre devin tot mai suple, ca să nu zic mai mult. Da. Acesta ar trebui să funcționeze ca un amvon. Când Reforma Protestantă a schimbat toată fața Europei și a Bisericii, știți că una din schimbările majore care s-a făcut a fost că în locul altarului, foarte impozant, a apărut amvonul pe care a pus o Biblie. Era un semn că s-a schimbat centrul autorității. De pe misă, de pe actul ritualic, euharistic, pe cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, evanghelici, ar trebui să ținem, măcar așa simbolic, la acest simbol, care este amvonul. Dar asta este o chestiune culturală, în cele din urmă nu e determinantă. Dar în istorie așa a fost. Și asta e moștenirea noastră. Mă întorc. Deci, crucicentrismul înseamnă nu doar să predici pe Hristos cel răstignit, ceea ce ar trebui să fie valabil în fiecare predica noastră, să nu uităm să vorbim despre crucea lui Hristos, sângele lui Hristos care îți iartă păcatele, prin credința ta în Iisus Hristos. E o lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, drept în centrul inimii, în personalității tale. Pentru că religia adevărată este religia care schimbă centrul moral. Da? Dacă ai o religie care nu-ți schimbă nimic, moralitatea ta e aceeași, că tu crezi, că nu crezi, acea religie nu-i funcțională, nu e vie. Ei, noi credem că cine s-a întâlnit cu Hristos, cine crede în autoritatea Bibliei și crede, cine trăiește experiența convertirii, a nașterii din nou, va intra într-un proces de maturizare, că acest crucicentrism, ce înseamnă printre altele? Nu doar predicarea crucii, zic, ci și trăirea unei vieți de sacrificiu, de jertfă. De aceea noi credem în ucenicie. Ucenicia este o exprimare acestui crucicentrism al nostru. Orice creștin evanghelic caută să vestească altora pe Hristos, să se ocupe de cei din biserică, să facă ucenici, nu să ții doar pentru tine. Și asta înseamnă sacrificiu. De aceea mulți creștini au suferit pentru credința lor, pentru că îl predicau pe Hristos cel răstignit.
Și în sfârșit, a patra caracteristică, deci, încă o dată, Biblia, autoritatea Bibliei, necesitatea convertirii, predicarea crucii lui Hristos și trăirea crucii lui Hristos. Și a patra caracteristică a mișcării evanghelice a fost activismul, în sens de un creștin evanghelic este activ în a mărturisi credința lui altora. De aceea credem în evangelizare, credem în misiune. Evanghelicii au fost primii care au creat aceste societăți misionare, da, încă din secolul XVIII, care au împânzit toată lumea. Nu pentru că alții n-au făcut-o, de exemplu și catolicii aveau misionarii lor, dar ca societăți sprijinite de bisericile locale, care funcționează chiar și astăzi, evanghelicii au excelat. Deci credem că un creștin își trăiește viața mărturisindu-și credința. De aceea un creștin, o biserică, trebuie să aibă un departament de misiune și evangelizare sau un departament de implicare socială, ca să nu ții tot aici. Să avem un fel de liturghie din asta închisă, dacă vii e ok, dacă nu vii, nici asta nu prea contează. Nu, noi dăm socoteală unii altora și ne dăm de lucru unii la alții. Dar în bisericile noastre, toată lumea trebuie să știe ce face și ce dar duhovnicesc are și ce lucrări trebuie să facă. Bun, asta a fost doar o mică lecție istorică, să zicem, ca să înțelegeți contextul botezului. Pentru că botezul intră în cel puțin la punctul al doilea, care vorbește despre necesitatea convertirii. Bun, acest subiect al botezului, adulților pe care noi îl predicăm, sau corect spus, știți că se numește botezul credinței, în sensul că cel care se botează și cei patru au făcut deja primirea în biserică, da, dar vor face și astăzi o mică mărturisire publică, da, tot e pregătit, da, sperăm să fie inspirați, să nu vorbească mult, să spună ce trebuie, da, și păstorul să stea sau cine botează lângă el ca să nu se piardă, să... așa e, bine, da, dar ei trebuie să-și mărturisească credința publică. Da? Asta face botezul în bisericile noastre. Vedeți? Și noi avem copii. Îi vedem peste tot. Îi iubim, sunt ai noștri. Și noi nu-i botezăm pentru că ei nu pot să-și mărturisească credința public. Dar am găsit o soluție. Le facem binecuvântarea copiilor. Adică tot așa, la 8 săptămâni sau după, îi aducem în biserică că sunt ai noștri și ne rugăm pentru ei, ținem în brațe ca Domnul Iisus, în sfârșit avem noi ritualul nostru, dar nu-i botezăm, nu le dăm de înțeles că odată ce sunt născuți într-o familie creștină, sunt automat creștini. Îi iubim, sunt ai noștri, îi integrăm, avem grupuri de copii, da, așa, tot felul de programe pentru ei, dar îi lăsăm, îi educăm cât putem. Îi lăsăm să ajungă la o vârstă la care ei să decide singuri. Nu vi se pare corect asta? De ce să mărturisească nașul în locul copilului? Când el va ajunge la vârsta în care să aleagă, să mărturisească ceea ce crede. De aceea noi practicăm acest botez al credinței, public, să fie văzut de toți. Știți, ca teolog, eu acum am avut dificultăți pentru că am admirat foarte mulți oameni la Dumnezeu din alte confesiuni sau denominații. Le-am citit cărțile, m-am hrănit și din mesajele lor și pe unii am cunoscut personal, dar ei încă credeau în botezul aplicat copiilor. Cum să reacționez? Nu i-am scos din lista mea, din biblioteca mea, nu le-am scos cărțile. Am știut să fac totuși diferențierea aceea,
pentru că înaintea lui Dumnezeu nu contează atât de mult actul ritualic pe care îl faci, e important și are importanța lui, dar nu e determinant pentru mântuire. Credința personală în Iisus Hristos te mântuiește, dar nu apartenența de o anumită confesiune sau exersarea unui ritual. De aceea un anume John Stott, poate ați auzit unii de el, sau Francis Schaeffer, sau C.S. Lewis, toți aceștia au fost partea unor biserici care botezau copiii mici. Asta nu înseamnă, zic, că nu avem respect pentru ei și nu putem să comunicăm și să ne împărtășim împreună, până la un punct, evident. Părinții mari ai bisericii. Părinții bisericii sunt mari teologi ai bisericii, în special cei care au trăit după apostoli, deci secolul 2, 3, 4, 5. Să știți că nu toți au fost botezați când erau mici. Vreau să vă dau niște exemple. Ciprian de Cartagina, care a fost episcop, unul dintre cei mai importanți episcop, Ciprian s-a botezat la 45 de ani. Ioan Crisostomul, poate cel mai bun predicator al perioadei patristice, secolul IV, s-a botezat la 18 ani. Grigore de Nazianz, care a fost unul dintre trei așa numiți părinți capadocieni, un tip foarte inteligent, s-a botezat la 30 de ani. Iar marele Augustin, nu? Un geniu al teologiei creștine, episcop, s-a botezat la 33 de ani. Nu s-au botezat când au fost mici. Lucrurile acestea nu se prea știu, de aceea vi le spun eu. Să vă încurajez să vedeți că și alți mari gânditori ai bisericii nu au preluat imediat botezul copiilor. De altfel, botezul copiilor este pomenit abia la sfârșitul secolului 2, deci undeva înspre anul 200 în documentele creștine. Și se practica sporadic, așa, din loc în loc în Imperiul Roman, în funcție și de episcopul din zonă. Și am citit de asemenea că această idee a botezării copiilor mici a pornit de la o chestiune, să zicem, pragmatică. Ce faci? Așa își punea problema atunci și episcopii bisericii, liderii bisericii de atunci. Ce faci dacă un copil e pe patul de moarte și n-a apucat să ajungă la vârsta să se boteze? Mai este el mântuit? Mai este el creștin? În primul rând că mântuirea nu-i prin actul botezului. Dar se pare că acesta a fost începutul. Copiii care erau grav bolnavi, da, bolnavi pe patul de moarte, la dorința părinților și altora, au început să fie botezați, pentru că ei aparțin bisericii comunității. Bun, aceasta a fost din punct de vedere istoric. Argumentele pentru botezul copiilor mici sunt în altă parte, am să încerc să menționez câteva mai încolo. Dar acum vreau să mă duc mai departe. Ce credem toți creștinii împreună? Indiferent de culoarea de denominației. Două lucruri cred că toți acceptăm de comun acord. Întâi, că botezul a fost un act religios inițiat de Iisus Hristos, care a fost predicat, așa cum am citit în Fapte 2, și practicat de apostoli și apoi de întreaga biserică la început. Fiind poruncă dată de Iisus Hristos, apostolii s-au conformat. Deci asta credem toți că e absolut necesar pentru credința creștină. Al doilea lucru comun pe care îl avem este că botezul e un act inițiator în viața unui credincios. Adică este un act de intrare formală, simbolică, în biserică. Bun, că unii botează copiii mici și spun de acum încolo copilul intră în biserică, sau cum facem noi evanghelicii, că așteptăm până la o anumită vârstă matură să ceară ei înșiși botezul și
intrarea în biserică, e o diferență. Dar suntem de acord că botezul este act de inițiere, intrare în Biserica lui Hristos. Ce nu este botezul? Și aici încep diferențele, vedeți? Cineva a scris o carte cândva intitulată Apa care separă. E apa botezului, dar în loc să ne unească, iată că ne separă de modul în care interpretăm, cum facem botezul, cine se boteze, da? Ne poate separa. La fel cum, vă dați seama, cina Domnului, Euharistia, împărtășania. Elementele cinei, pâinea și vinul, da, care simbolizează, vorbesc despre trupul lui Hristos jertfit pentru noi și sângele lui vărsat pentru iertare păcatelor noastre, în loc să ne unească, ne separă. Chiar și reformatorii între ei s-au separat din cauza interpretării cinei Domnului. Ca să nu zic că tot reformatorii s-au separat din cauza botezului. Luther, reformatorul primul, Calvin, Zwingli, linia aceasta a reformei magisteriale, cum se numește, toți botezau copiii. Și pentru că în vremea respectivă, dacă se năștea un copil, trebuia să fie înmatriculat, înregistrat. De cine? De biserică. Preotul și primarul, funcționarii de atunci luau fiecare nume, aveau acte, dovezi. Ei, când anabaptiștii, cuvântul anabaptist înseamnă din greacă, vine rebotezații sau rebotezătorii, au hotărât să nu mai boteze copiii, ci numai adulții, anabaptiștii au fost foarte tare persecutați de toți. Și pe linie socială, pentru că aveai copil pe care nu-l ducea la biserică să fie înregistrat și era o ilegalitate. Deci au fost arestați, și alte presiuni asupra lor. Mulți au murit pentru credința aceasta. Câteva mii de anabaptiști, sigur. Și asta a fost în Europa, care lua formă modernă, mai civilizată. Dar atât de puternic era legea și obligația să fii cetățean bun și să respecti legile, încât dacă nu botezai copilul mic, erai amendat, închis, persecutat. Bun, dar de ce a fost aceasta? De ce anabaptiștii au spus nu trebuie să botezăm copiii mici? Au făcut studii pe Biblie. Și aceasta a fost concluzia lor, că nicăieri în Biblie nu se cere să botezăm copiii. Știți care e problema? Că nicăieri în Biblie nu scrie să nu botez copiii. Nu scrie să botezăm copiii, dar și invers se poate pune problemă. Oricum, convingerea lor a fost că botezul trebuie făcut de oameni adulți. De ce? Și acum vă spun ce nu este botezul. Ce se spunea atunci în perioada secolului XVI, vorbim, deci după 1517 încolo? Europa era în mare parte catolică. Și catolicii și ortodoxii de atunci, partea răsăriteană a Europei, credeau și cred și astăzi că botezul este un sacrament, o taină. Ce înseamnă aceasta este că prin actul botezului, când preotul botează un copil, de exemplu, prin turnare sau prin stropire sau scufundare, nu contează forma, dacă un copil este botezat, preotul care deține un fel de har dumnezeiesc, prin acel act, prin punerea mâinilor, participarea preotului, se produce o schimbare lăuntrică, ființială, ontologică a copilului. Da? Bun, asta este o problemă, știți de ce? Pentru că ai aici un ritual care ți se spune că face ceva supranatural. Deci,
un ritual care afectează o realitate. Asta e greu de dovedit. Deci oricine pretinde acest lucru trebuie să dovedească cum, prin mâinile unui preot, prin apa sfințită sau apa botezului, inima, centrul persoanei, unei ființe, da, personale, se schimbă radical. Și în primul rând se spune că spală păcatul strămoșesc. Adică un fel de înclinație spre păcat. Bun, eu am avut 6 copii, acum avem 13 nepoți. 4 sunt activi acolo lângă noi. Am un nepoțel ultimul de 5 luni. Dar am o nepoțică de 2 ani jumate și un nepot de 4 ani jumate. Nu prea se vede că s-a produs vreo schimbare ontologică. Așa. Cum adică nepoțica mea, pe care o iubesc, încearcă să mă înșele pe mine? Bunicul, bunul. Încearcă să obțină ceva printr-o șmecherie. N-a învățat-o nimeni, e în ea. Deci înseamnă că această înclinație spre anumite păcate deja se văd foarte devreme la un copil. Înseamnă că botezul nu funcționează, că asta e valabil pentru toți copiii, nu numai pentru nepoții mei, dar știm toți lucrul acesta. Deci a pretinde lucrul acesta că o apă botezului transformă radical, asta ar însemna că acel copil devine perfect și că va crește perfect. Ori lucrul acesta știm că nu se întâmplă. Și dacă trebuie o mărturisire a credinței, s-a inventat nașul. Undeva în secolul III a fost invenția cu nașul, apoi s-a consfințit în secolul IV-V. Și anume, ce este un naș? Nașul este părintele duhovnicesc, adică copilul de câteva săptămâni nu poate mărturisi credința lui în Hristos. Nu? Dar o face părintele duhovnicesc în locul copilului. Această invenție a rezolvat o problemă de fond. La întrebarea, cum poate cineva de câteva săptămâni să-și mărturisească credința? Că așa spune, că ești Roman capitolul 9, versetul Roman 10, versetul 9 și 10. Că dacă crezi în inima ta, da? Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos, atunci vei fi mântuit. Asta nu poate spune un copil, dar o face altcineva în locul lui. Și s-a rezolvat dilema, s-a rezolvat problema. Acum eu, predând și istoria bisericii ani de zile, am reușit să ajung la sursele acestea care au încurajat și botezul copilului și apariția nașilor. Sunt așa de subțiri toate. Înțeleg dorința bisericii sau așa, ca să fie o unitate, să incluzi pe copii, dar nu să dai impresia acestora că ei sunt automat creștini, născuți din nou, că asta spune sacramentul. Sacramentul spune că ai parte de o regenerare baptismală, cum se mai numește. Nu pot accepta aceasta. Biblia nicăieri nu vorbește despre aceasta. Numai credința în Iisus Hristos poate să te schimbe. Da. Moștenirea aceasta, înclinării noastre spre păcat, din pricina păcatului strămoșesc, este reală. Dar nu așa se rezolvă prin a scufunda un copil în apă. De aceea, noi am abandonat această idee a sacramentului, a tainei, cum se numește. Taină vine din slavonă, sacrament din latină. E același lucru. Ca și cum, zic, ceva supranatural lucrează prin mijlocirea preotului în inima unui om. La catolici este chiar mai mult de atât, pentru că botezul copilului la ei înseamnă o regenerare prin infuzarea unui har divin într-un mod supranatural. Cum să infuzezi? Adică atunci când intri în detalii și ceri explicații, bun, să vedem cum intră harul lui Dumnezeu în inima unui copil, nimeni nu poate să-ți dea explicații. Este doar o chestie
la nivel teoretic, care întărește, sigur, poziția preotului și a bisericii în viața unui om, dar nu credem că poate transforma ontologic, ființial, un om. Bun, nu vă mai țin la partea asta, dar trebuia să știți de ce acest aspect al sacramentalismului nu este comun pentru bisericile noastre. Mai vreau să spun aici ceva. Nu doar că noi nu credem că botezul e un sacrament, nu credem și faptul că botezul ar fi un act mântuitor, salvator. Păi nu se poate. Dacă este un act ritualic, îl păstrăm ca un act ritualic. El nu te poate mântui spiritual, adică să-ți schimbe într-adevăr viața, destinul și așa mai departe. Ați observat în textul nostru din Fapte 2? Că după ce oamenii au fost pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu, au cerut să fie botezați. Deci întâi are loc mântuirea. Și ce înseamnă asta? Mântuirea înseamnă să fii salvat, să primești pace, să fii eliberat, să fii vindecat în lăuntrul tău, mai multe metafore care spun același lucru, deci o schimbare majoră în inima ta. În urma acestei schimbări ființiale, da, în inima ta, cer botezul. Deci botezul nu mântuiește. Chiar dacă noi evanghelicii insistăm pe botez, botezul adulților, el este urmarea credinței și a nașterii din nou. Botezul e doar un efect, nu o cauză. Bun. De aceea, ce credem noi, de fapt, sunt acestea. Trei lucruri vă spun pe scurt, că le se pot memora despre botez. Am arătat ce nu este botezul, nu e sacrament și nu este un act mântuitor în sine. E un efect doar. Atunci ce este botezul? E foarte simplu, le-am pus toate cu litera S ca să memorați mai ușor, ca orice dascăl. Încerc. 1. Botezul este un simbol. Este un simbol cu semnificație spirituală. Da? Nu e sacrament, dar este simbol. Orice simbol nu e golit de sens. Simbolul în sine poartă o semnificație. Uitați-vă la cruce. O să-mi fac cruce acum. Da. Când îți faci crucea, să zicem în stil ortodox, semnul crucii e un simbol, dar are o semnificație. Poate că unii nu știți acest lucru, de aceea încerc să vă ajut. Crucea, simbolul crucii, semnul crucii se face așa. Asta am luat-o dintr-o călăuză ortodoxă de la credincioșii ortodoxi. Eu mi-am făcut studiile doctorale în teologie ortodoxă și a trebuit să înțeleg. Deci primele trei degete se țin împreună și semnifică Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E o mare învățătură a bisericii. Celelalte două care ți-au rămas le pui în podul palmei și semnifică dubla natura lui Iisus Hristos. Hristos a fost și Dumnezeu și om în același timp. Unite, da, unite. Vă dați seama, deci deja am două mari doctrine ale bisericii, Sfânta Treime și Divinitatea lui Iisus Hristos și umanitatea lui. Apoi, crucea se face de sus în jos, care semnifică faptul că Dumnezeu Tatăl l-a trimis jos pe pământ pe Fiul Său Iisus Hristos. Asta vorbește despre întrupare. Altă învățătură fundamentală a creștinilor, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. S-a venit pe pământ ca să ne mântuiască. Și apoi crucea se face din dreapta în stânga la ortodoxi sau la catolici invers, undeva în evul mediu s-au delimitat cele două semne, neesențial. Deci crucea se face pe verticală, arată că Dumnezeu a vrut împăcarea ta cu El. Asta înseamnă crucea pe verticală. Și apoi este și pe orizontală, care arată că Dumnezeu ne-a împăcat unii pe alții prin jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Da? Deci nu numai ne-a împăcat cu Dumnezeu, ci ne-a împăcat unii pe alții, de aceea am format biserica.
Și la ortodox, crucea se termină în stânga, în dreptul inimii, care arată că Duhul lui Dumnezeu ia aceste adevăruri și le pune în inima ta. Acolo se termină crucea. Bun. Asta a fost, vedeți, un simbol, dar care e încărcat de foarte multă teologie. Și apropo, dacă vrei să explici unui ortodox de ce își face cruce, ai acum ocazia. Să-i spui, tu știi cum se face semnul, îți spun eu cum se face. Da? Și explici, pentru că el trebuie să accepte atunci că există un Dumnezeu care are un fiu trimis pe pământ să facă împăcarea prin moartea lui pe cruce și să ne împace unii pe alții formând biserica și că Duhul lui Dumnezeu pune lucrul acesta în inima lui. Și îl întreb, crezi tu în inima ta aceste lucruri? Și cam așa se încheie o evanghelizare. Deci, botezul este un simbol care are o încărcătură spirituală. Și ce simbolizează Pavel când vrea să explice celor din vremea lui ce simbol este botezul, spune, e un simbol al înmormântării, Romani capitolul 6. Așa zice cum vor fi botezați cei patru, da? Ei când vor fi scufundați în apă, e un semn al îngropării trecutului lor. Și sper să ridice repede la viață, pentru că ridicarea din apă înseamnă că s-au ridicat la o viață nouă. E un simbol. Și apropo, cei patru care se vor boteza, unde sunteți voi? Pe aici sunteți? Nu, nu sunt aici. Da? Aici sunt. A, răspândiți. Ok. Vreau să știți că voi veți avea prima voastră predică astăzi. Dar va fi o predică pentru ochi, nu atât pentru urechi. Veți predica cum trecutul vostru s-a încheiat și vă ridicați la o viață nouă. E simbolul botezului. Asta faci. Deci are o încărcătură spirituală. Arată că ceva în interiorul tău, în inima ta, s-a schimbat. În interiorul ființei tale seamănă cu o înmormântare, cu o golire de sine, cu o metamorfoză. Și asta predicați voi pentru ochii noștri. Al doilea lucru despre botez, trebuie să știți că botezul este un semn al identității religioase. Deci nu este doar un simbol, da, cu semnificație spirituală, ci este și un semn de identitate religioasă, pentru că prin botezul acesta tu arăți că ai o viață nouă, că ești în trupul lui Hristos, așa cum toți avem carte de identitate. Botezul este cartea ta de identitate spirituală. Și de aceea veniți și vă botezați arătând ca un semn pentru toți că voi aveți o nouă identitate. De fapt, v-ați identificat cu Hristos. Botezul înseamnă să te faci una cu Hristos. E participarea ta în moartea și învierea lui Iisus Hristos. Că tot ce s-a întâmplat cu Hristos, tu crezi că este aplicabil și pentru viața ta. Și ultimul lucru, botezul, da, este un simbol, este un semn și este un sigiliu. Botezul este un sigiliu al legământului cel nou, pe care cel care se botează îl face cu Iisus Hristos. Este un act, da, simbolic, cu semnificație, un semn pentru toți că ai o nouă identitate, dar e chiar mai mult de atât. Este un sigiliu al noului legământ, că tu de astăzi intri în legământ cu Hristos. Așa cum cei care se căsătoresc sunt întrebați, da? Dacă intră în actul de căsnicie, intră în legământul de căsătorie, așa veți fi întrebați și voi, cei patru, astăzi. Și când veți spune da, înseamnă că ai intrat în legământ. E ca și cum te-ai căsătorit cu Hristos. Da? Un nou legământ. Așa cum circumcizia era în Vechiul Testament, acum în Noul Testament ea a fost înlocuită cu botezul. De aceea, ideea de legământ e așa de puternică, pentru că asta te va ține și pe calea credinței. Că unii spun, m-aș pocăi, dar nu
cred că pot duce pocăința. E adevărat. Tu singur nu poți duce. Dar de aceea ai intrat în biserică ca noi să te ajutăm. Ca tu să mergi mai departe și să ții legământul până la sfârșit. Deci, cei pe care noi îi botezăm sunt cei care sunt, au cerut singuri să fie botezați, au avut experiența nașterii din nou, a convertirii, vor să intre sub autoritatea și a bisericii, dar și a lui Hristos în ucenicie, în legământ cu El. De aceea pe aceștia îi primim. Și ei devin, după botez, parte a comunității creștine. Au o nouă identitate, deci este un simbol, este un semn și este un sigiliu. Asta se va întâmpla aici și asta credem noi. Gândul meu final este pentru cei care oscilați, cei care sunt nesiguri, cei care zice, da, nu-mi las credința, care credință nu ți-o lași? Pe care n-ai acceptat-o de bunăvoie, poate, sau pe care nici nu o înțelegi. Noi tot creștini suntem, dar nu suntem altceva. Doar că această mișcare evanghelică, această comunitate evanghelică, ia în serios ce spune Scriptura, necesitatea unei nașteri din nou, seriozitatea pe calea credinței, să fii un ucenic al Domnului Hristos și să fii activ pentru El, să mărturisești. Ei, botezul le adună aproape pe toate. Este un act ritualic care însă semnifică, înseamnă foarte mult pentru Hristos să o faci public. Eram aici păstor în Bihor, în perioada comunistă. Și a venit, mă caută cineva prin altă familie și îmi spune, uite, este cineva, o personalitate VIP, care vrea să se boteze. Și ar vrea să stea de vorbă, că te-a ascultat predicând. Bun, gata, am întâlnire cu el. Și respectivul era membru de partid comunist atunci. El avea o funcție destul de suspusă, era din familie de credincioși evanghelici, da? Și nu știu cum, printr-un mesaj, Biblie, în sfârșit, avea istoria lui, a vrut să se boteze, dar a venit la mine să-l botez pe ascuns. Vrea la mare să fie botezat. Eu nici bani de tren n-aveam până acolo oricum, dar era în perioada grea a noastră, însă m-am uitat la, așa cum îl țin minte, am uitat fix la el și am spus, tu ceri să fii botezat, trebuie să o faci public cu orice risc, dacă vrei să fii urmașul lui Hristos. Zic, eu nu botez în ascuns pe nimeni. Dacă vrei să fii botezat, organizăm în biserică și primește botezul. A refuzat. Bun, dar s-a dus la alt păstor care l-a botezat la mare, dar asta e altă poveste. Deci, până la urmă a fost bine, nu știu istoria lui, însă că l-avem aici pe Walid, cred că i-am spus, tot în perioada comunistă primesc un telefon, aici eram păstor în zonă, și mi se spune, avem un caz special, nimeni nu vrea să boteze un general de armată irachian care a fugit din țara lui și lua spre vest. El crede în Iisus Hristos, viața lui s-a schimbat, împreună cu familia și cere botezul și nimeni nu vrea să-l boteze. Și n-am stat pe gânduri deloc, nici nu mă gândeam atunci în naivitatea mea sau în credința mea că mi s-ar putea întâmpla ceva. Pe loc am dat răspunsul, am spus, eram pastor la Tineut, lângă Alești, să vină că-l botez. Și l-am botezat. N-a fost nicio problemă. După botez, el a plecat mai departe cu familia și n-am avut nicio altă problemă. Dar de ce am făcut-o? Pentru că a trebuit să recunosc sinceritatea,
curajul acestui general de armată care venea dintr-un mediu necreștin să ceară botezul, să se facă una cu Hristos. Cu orice risc, asta trebuie onorat. N-am făcut doar eu, cred că și Dumnezeu a făcut-o. Slavă Lui pentru aceasta. De aceea voi, cei care vă botezați, acum ați înțeles din nou, probabil că ați știut multe lucruri, ce act măreț faceți astăzi, ce predică minunată vesine și sper ca voi, cei care încă nu sunteți deciși, să priviți atent, să auziți tot ce se spune și inima voastră să fie străpunsă de Duhul lui Dumnezeu, să credeți și să cereți și voi o mărturisire publică, să onorați Hristosul care a murit pentru viața voastră și va ierta păcatele. Acestui Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.